Ministerul Apărării din Taiwan a raportat joi că aeronavele neidentificate, probabil dron, a zburat miercuri seara pe zona insulelor Lord Kinmen și a atras rachete de semnal pentru a scăpa. Taiwanul este în alertă, deoarece China efectuează o serie de exerciții militare ca răspuns la vizita recentă, pe insulă, a președintelui reprezentanților americani, Nancy Pelosi. Generalul major Chan Zone-sung al Comandamentului Apărării Kinmen a spus că dronele chinezești au zburat în zona Kinmen de două ori miercuri seara, în jurul programului local ora 21 și ora 22, subliniază Agerpres. Îndepărtăm imediat rachetele de semnal pentru a da avertismente și pentru a le îndepărta. După aceea, au întors. Au intrat în zona noastră restrânsă și de aceea le am dispersat, a spus el general taiwanese. Avem o procedură operațională standard. Vom reacționa dacă intră. Insulele Kinmen, puternic consolidate, sunt aproape de coasta de sud-est a Chinei, în apropierea orașului Xiamen. Avem o procedură operațională standard. Vom reacționa dacă intră, a spus Chan, adăugând că nivelul de avertizare din Kinmen rămâne normal. Generalul din Taiwan consideră că misiunea lui drone a fost de a colecta informații despre siguranța Taipei în insulele sale periferice. Săptămâna trecută, armata din Taiwan a lansat rachete de semnal pentru a avertiza un drone care privea în arhipelagul său Matsu, în largul coastei Fujian-Kino pentru a demonstra apărarea, a declarat Ministerul Apărării din Taiwan. Joi, șeful diplomației europene, Josep Borrell, a condamnat manevrele militare agresive ale Chinei, spunând că nu există nicio justificare pentru a folosi vizita Taiwanului la liderul parlamentar al SUA, Nancy Pelosi. Este normal ca parlamentarii din țările noastre să călătorească în străinătate, a scris Borrell în Phnom Penh, la marja unei reuniuni a miniștrilor de externe din statele membre din ASEAN, relatează AFP. Editor A.